Universitatea de Vest din Timișoara pune la dispoziția elevilor din întreaga țară, în mod gratuit, servicii performante de consiliere individuală în carieră. Platforma ITM este o platformă de testare psihovocațională dezvoltată de UVT, prin care elevii își pot analiza interesele, abilitățile și aptitudinile prin completarea unor teste specifice cu scopul orientării spre un anumit traseu educațional și profesional. Astfel, în urma testării, platforma ITM generează rapoarte personalizate prin care pune la dispoziția beneficiarilor informații referitoare la programele de studii ale universităților din Timișoara, care se potrivesc cel mai bine profilului lor. Elevii care, în urma completării testelor, au nevoie de clarificări în legătură cu rezultatele oferite de platformă și traseul educațional potrivit pentru ei, au posibilitatea de a programa o sesiune de consiliere individuală. În cadrul ședinței, elevii vor primi informații suplimentare despre potențialele trasee de carieră și sprijin în alegerea unui program de studii universitare potrivit. UVT oferă elevilor și oportunitatea de a lua parte la un webinar online cu tema alegerea programului de studii potrivit, care va fi susținut de reprezentanții Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din UVT în data de 10 iulie, ora 15. Aspiranții la studii universitare pot începe oficial procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara prin intermediul platformei online special creată pentru a face înscrierea candidaților cât mai facilă, admitereonline.uvt.ro. Toate informațiile despre procesul de admitere și oportunitățile pe care UVT le oferă sunt disponibile pe site-ul UVT dedicat procesului de admitere. Până în prima parte a lunii iulie 2024, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere. Procesul de înscriere se derulează în mediul online, urmând ca documentele să fie prezentate de către candidați la centrele de admitere pentru certificarea acestora conform cu originalul prin scanare de către reprezentanții UVT.